Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit în direct. Iată, o emisiune cu gust, asta aș vrea să fie, chiar dacă vorbim despre legume, pentru că or fi ele sănătoase, pline de vitamine, minerale, apă și fibre, dar trebuie să știm să le gătim ca să fie mâncarea cu gust. Și vă invit să stăm de vorbă despre mâncăruri de legume, tocănițe, zacuscă și de ce nu murături. Este un spectacol fabulos în piață. Avem toamna, în luna octombrie, un fel de anotimp al recoltei și al bogăției. E perioada în care facem provizii pentru iarnă, cel puțin așa făceau bunicii noștri. Și acum totul este cu culoare și de ce nu cu gust. Bineînțeles, vorbim și despre rolul legumelor în echilibrul nostru nutrițional, ca nu cumva să le pierdem din vedere, mai ales noi, sedentarii secolului 21, care trebuie să mâncăm legume ca să avem stomacul plin cu ceva. Altfel, dacă îl umplem cu, eu știu, grăsimi, cu proteine, e mai greu să ținem echilibru pe cântar. Deci legumele sunt prietenele noastre și, cum spuneam mai devreme, sunt singurul ingredient aliment pe care putem să-l consumăm fără stres legat de cantitate. Da, legumele sunt fără limită, cu condiția, bineînțeles, să nu le prăjim sau să nu le necăm cu ulei. Vă invit să fim alături de noi, să fiți alături de noi și să aștept întrebările voastre, fie legate de sugestii apropo de rețete, voi ce legume mai mâncați, fie de ce nu, să ne împărtășiți ce loc ocupă legumele sau cât acoperă ele din meniul nostru zilnic. Da, avem nevoie de legume, haideți să punem culoare în farfurie, fără grijă pentru numărul de calorii. Pe frecvența gustului, vă propun să discutăm mai întâi despre rolul și locul legumelor apropo de echilibru nutrițional. Ei bine, este o recomandare în mass media care ne spune: consumați zilnic 5 fructe și legume. Dacă ar fi după mine, aș spune consumați zilnic minimum 5 legume. Dacă n-ați mâncat fructe, n-o să vă certe nimeni. Care este marea diferență dintre ele și de ce nu trebuie să le punem în aceeași categorie? Pentru că în fructe avem fructoză, este zahărul acela natural, dar care consumat în cantitate mare duce la îngrășat, pe când legumele nu ne stresează în niciun fel, sunt de consumat fără niciun fel de limită, fără niciun fel de stres. De ce le putem consuma în cantitate nelimitată? Pentru că au peste 90% apă, au fibre, au vitamine și minerale, au acei fitonutrienți, acei pigmenți vegetali responsabili de culoare și care mai nou medicina a descoperit că sunt responsabili pentru toate lucrurile bune din viața noastră, adică efect antioxidant, scad riscul de boli, sunt ceva ce ne trebuie și pe care nu-l putem lua din suplimente, trebuie să mâncăm legume cât mai multe și mai divers colorate. La capitolul locul lor în farfurie, ce pot să vă spun este că, mai ales în cazul adulților, ar trebui să fie prezente la fiecare masă și, dacă se poate, să ocupe jumătate din farfurie. Vă spuneam că ele au apă multă și fibre și puține calorii, aproape deloc proteine și grăsimi, deci umplem burta cu legume și atunci ne rămâne mai puțin loc pentru lucrurile care sunt concentrate în calorii. Jumătate din farfuria noastră să fie plină cu legume, un sfert cu proteine, adică carne, pește, brânză, ou, și celălalt sfert cu făinoase, cu carbohidrați, adică orez, cartof. Tot aici, la capitolul făinoase, intră și legumele boabe, adică fasole, mazăre, linte. Deci, într-o farfurie ideală, legumele ocupă jumătate din cantitate și e corect să fie așa. Într-o farfurie de slăbit chiar putem scoate făinoasele și rămân doar proteine cu legume, din nou un echilibru bun și silueta are de câștigat dacă dăm la o parte pâinea sau făinoasele. Doar în cazul copiilor, și aici trebuie să vă recomand, nu-i obligați, pentru că
ei nu au, să spun așa, un apetit special și o atracție nebună pentru legume, mai degrabă sunt mofturoși în privința legumelor. E firesc să fie așa, instinctul lor le spune să prefere lucrurile care sunt mai hrănitoare, iar legumele, într-adevăr, nu țin de foame. Așa că la copii, legumele nu trebuie să depășească un sfert din farfurie, pentru că jumătate ar fi bine să fie plină cu făinoase. Deci copiii au altă repartiție a nutrienților. Cam asta despre legume, să fie colorate, să fie diverse și apoi vedem și cum anume le gătim. Vă aștept în direct la 0372 069599 să aflu și de la voi ce legume preferați și cum le gătiți. Avem deja un telefon. Bună seara! Alo! Alo! Nu știu de ce nu vă aud. Alo! Se aude? Se aude, da? Vă rog, bună seara! Nu se aude deloc? Alo! Alo! Avem o legătură care este foarte slabă. Haideți să vă mai povestesc un pic până la următorul ascultător care intră în direct la 0372 069599. Haideți să vorbim un pic despre cum gătim legumele, că aici lucrurile pot strica echilibru, ca să spunem așa. Ce se întâmplă cu legumele în momentul în care le gătim? Este clar, ele se înmoaie, da? Pentru că fibrele în contact cu căldura și cu apa se umflă și se înmoaie și o parte din vitamine se pierd. Cu cât fierbem și gătim mai mult legumele, vitamina C este cel mai repede și mai drastic afectată și o parte din vitaminele B, dar mai este o chestiune legată de gătit și aș spune și felul în care se digeră ulterior legumele este schimbat și influențat de gătit. Care este gătitul ideal? Aș putea spune precum la paste, ar fi bine să nu gătim legumele până când se înmoaie și se distruge structura, ci să le lăsăm un pic mai tari, un fel de al dente, adică pe jumătate gătite. Nu este nimic greșit în a avea legumele un pic crocante în farfurie. În felul acesta protejăm vitaminele de oxidare și de distrugere prin căldură. Apoi și la capitolul fibre, în momentul în care legumele sunt gătite îndelungat, fibrele respective fiind înmuiate și distruse, se permite apoi absorția din legume, mai ales din legumele acestea boabe, mazăre, fasole, linte, năut, o cantitate, inclusiv cartofi, se absorbe o cantitate mai mare de amidon. Deci cu cât o legumă este fiartă mai mult timp, cu atât, să spunem așa, va îngrășa mai tare, pentru că fibrele împiedică absorția unei părți din amidon. Deci nu exagerați, nu înmuiați foarte tare legumele. Iar apoi următorul subiect sensibil este în ce le gătim și cât ulei adăugăm. Pentru că legumele, majoritatea, au sub 30 de calorii 100 de grame, în schimb o lingură de ulei are 100 de calorii. Și atunci, fie că facem o salată, fie că facem o mâncare gătită, dacă am pus foarte mult ulei, am stricat echilibru nutrițional. Adică uleiul este dușmanul, într-un fel, al mâncărurilor de legume, pentru că legumele de multe ori le punem ulei ca să, eu știu, să intensificăm gustul, ni se pare nouă că mâncarea are mai mult gust, dar încarcă atât de mult balanța calorică încât mâncarea respectivă, în loc să fie dietetică și sănătoasă, devine câteodată chiar greu de digerat. Deci evităm să prăjim legumele și să adăugăm mult ulei în tocănițe și în salate, pentru că atunci nu mai este vorba despre legume, ci despre ulei. Avem un telefon în direct. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Vă rog! Alo, nu știu dacă se aude. Greu de tot. Foarte greu, sunt Cornelia din Ploiești. Vă rog, doamna Cornelia. Am revenit cu telefonul, vreau să spun că am mai încercat odată să sun și s-a întrerupt legătura. Scurpe 2, folosesc foarte multe legume. Așa. Le congelez.
Perfect. Pentru iarnă, sincer să fiu. Iar când le pregătesc, acum depinde de structura lor. Dacă sunt mai moi, le fierb mai puțin. Dacă sunt mai tari, cum este, de exemplu, ridichea, sau dacă au structura mai tare, mai fibroasă, le fierb un pic mai mult. În general, folosesc praz în loc de ceapă și cam toate legumele le dau prin vrăjitoare, le congelez, le folosesc pe timp de iarnă, fierte foarte puțin și sunt excepționale. Murături puneți? Am pus și murături, am pus gogoșari, conopidă, gogonele... Și varză. Acum vine, acum, la sfârșitul octombrie. Da, varza se pune după Sfântul Dumitru. A, exact, asta voiam să spun. Sfântul Dumitru e semnul pentru varza pusă la butoi. Varza cu o mână de porumb, cu de toate, cu condimente, cu gutuie, cu ca să iasă culoarea frumos cu hran, cu de toate și mie se varza foarte bine. Și de asta v-am spus, în general folosesc legumele congelate când vine mult mai ușor. Să le folosesc pe timp de iarnă și le fierb foarte puțin. Doamna Cornelia, vă mulțumesc pentru această completare adusă emisiunii. De foarte multe ori avem impresia că legumele congelate ar fi niște legume inferioare calitativ, iată, le evităm, când de fapt putem avea surprize. Legumele congelate pot fi câteodată chiar mai proaspete, să spun așa, decât cele pe care le luăm din supermarket. De ce? Pentru că ele sunt congelate la locul culesului, deci congelate imediat după cules. Apoi frigul este un agent de conservare care nu afectează cu nimic nici structura și nici compoziția de nutrienți. Și în momentul în care, exact cum spunea și ascultătoarea noastră, le punem în mâncare, ele deja sunt, aș putea spune, un pic prefierte, adică prin congelare s-a mai înmuiat un pic structura. Deja sunt curățate, toate legumele congelate sunt deja curățate, deci extrem de practic de folosit din punct de vedere al timpului petrecut în bucătărie. Iar partea de vitamine, vă spuneam, poate fi de mirare, dar de multe ori vitaminele se regăsesc în cantitate mai mare. De ce? Pentru că depozitarea și păstrarea legumelor timp îndelungat în depozite, în debara, în frigiderul nostru de acasă, este mai păcătoasă. Așa, legumele congelate imediat după cules, dacă a fost o congelare rapidă, vitaminele și nutrienții rămân neinfluențați. Deci nu evitați legumele congelate. Chiar prețul lor poate fi mai atrăgător decât câteodată al prețul legumelor proaspete și în felul acesta le folosim în momentul în care vrem să le gătim. Frigul, știm de pe vremea când eram copii și toată lumea avea congelatoarele pline, că nu aveam altă soluție. Frigul este un agent de păstrare, de conservare extrem de prietenos cu nutrienții și atunci nu ezitați să cumpărați legume congelate. Și legumele în conservă sunt o variantă practică, mai ales în cazul leguminoaselor boabe de tip fasole, mazăre. Deja acolo avem bobul din conservă, este deja fiert și atunci nu mai pierdem foarte mult timp cu toată acea pregătire. Trebuie să pui fasolea la înmuiat cu o zi înainte, să schimbe apa, e bine. Tot ce vine din conservă este deja fiert. Conservă înseamnă apă cu sare, da? Și apoi fierbere, sterilizarea se face prin fierbere și aceasta este o variantă practică de a consuma legume. Deci, indiferent cum le alegeți, important este să fie legumele prezente în fiecare zi. Aștept telefoanele voastre la 0372 069 599 aici, pe Frecvența Gustului. Frecvența Gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Spuneam că piața este un adevărat spectacol în această lună octombrie. Ce să spun, portocaliu, roșu, verde, avem munți de legume pe care toți nutriționiștii ne îndeamnă să le consumăm din belșug.
trebuie să recunoaștem că noi ca români, când spunem legumă, ne gândim în primul rând la cartofi, spre deosebire de, eu știu, spaniolii, francezii, greci, care mănâncă legume mult mai mult mai numeroase și ca sortimentație și cantitativ. Este un obicei chiar în Franța de a mânca salata ca prim fel, ca aperitiv la masă, tocmai pentru că legumele, vă spuneam, conțin multă apă și multe fibre, au puține calorii și atunci stomacul nostru e bine să fie umplut cu legume ca să nu avem tendința să-l umplem cu lucruri mai concentrate. La noi, la români, ca și aperitiv de umplut stomacul cu puține calorii, avem ciorba. Este din nou un preparat care presupune prezența legumelor. Ciorba poate fi o variantă de consum de legume, iată, în cazul copiilor, da, putem face o supă cremă și chiar și noi, adulții, în momentul în care am mâncat ciorbă, putem spune că acolo avem cel puțin o porție de legume. Carnea și, eu știu, partea de făinos, fie că e vorba de orez sau de cartofi, este mai puțin prezentă, cantitatea este redusă. Și nu uitați, orice ciorbă poate fi degresată, deci chiar dacă a fost o ciorbă făcută cu, eu știu, carne grasă sau care a avut ulei, faptul că se ridică grăsimea la suprafață ne ajută să o eliminăm. Deci în ciorbă putem avea un prieten și pentru siluetă și pentru sănătate. Și tot vine acum sezonul rece. Ciorba poate fi un aliment care să ne și încălzească. O ciorbă sau o supă este câteodată chiar și cafel unic, o variantă sănătoasă pentru masă. Însă noi ca și români mai avem un lucru de care nu trebuie să uităm, și anume murăturile. Deci aș vrea să vă îndemn, să vă recomand să nu uitați să puneți murături pentru iarnă. Bunicii noștri nu aveau nici congelator, nici supermarket din care să-și ia legumele iarna și atunci acest obicei a fost pentru multe generații singura metodă de a mânca legume în timpul iernii. Murăturile sunt o sursă de vitamina C excelentă, iar dacă sunt puse în saramură, prin acea fermentație lactică, avem un aliment probiotic plin de bacterii vii care ne ajută imunitatea și ne reconstituie, ne întregesc microbiota intestinală. Deci murăturile pot fi în perioada iernii o variantă de a consuma legume extrem de sănătoasă și plină de beneficii pentru sănătate. E adevărat că au un pic mai multă sare, dar putem compensa, le punem lângă un preparat care e mai sărac în sare și atunci lucrurile se echilibrează. Deci doar persoanele care au probleme cu hipertensiune au contraindicație la murături, altfel, dacă nu aveți nicio afecțiune, mâncați cu încredere murături, o formă de legume cu efect probiotic, ca să spunem așa. Avem un telefon, bună seara! Adriana din Suceava, vă deranjez. Mă bucur că ați atins subiectul ciorbă de legume și aici vroiam să vin cu o întrebare. Dacă calitatea, având în vedere că legumele sunt fierte și prin fierbere se pierd anumite vitamine, ciorba de legume este un aliment nutritiv pentru copii? Categoric cum este indicat și în alimentația copiilor, cu o singur amendament, cu o singură observație. Dacă copilul respectiv este slăbuț și nu este un mare mâncăcios, nu începeți masa cu o ciorbă. Vă spuneam că ea este recomandată pentru noi adulții dacă vrem să ne mai temperăm un pic din apetitul alimentar. Însă în cazul copiilor, dacă ei au apucat să mănânce o ciorbă, s-ar putea ca stomacul lor, care micuț fiind, să fie deja plin de ciorbă, să nu mai încapă felul 2. Așa că adaptați, ciorba este mai degrabă un aliment sau, mă rog, un preparat dietetic care se recomandă pentru cei cu tendință la îngrășare și ideal de mâncat în primă fază pentru cei care țin la siluetă. Însă dacă copilul nu este mâncăcios și este slăbuț, atunci cu ciorbă să știți că nu crește mare, tocmai pentru că ciorba e un fel de felul 2 diluat. Și atunci e în funcție, dumneavoastră hotărâți care este situația și
și care este rolul ciorbei. Deci, între ciorbă și, și felul 2, dacă alegeți ce îi se potrivește mai bine copilului, considerați ciorba un fel de felul 2, jumătate, de fapt, de felul 2. Și atunci, dacă nu încap ambele feluri de mâncare, tăiați ciorba de pe listă. Dar încă are nutrienți valoroși. Cum să nu? Cum să nu? Chiar dacă sunt fierte legumele. Cum să nu? Cum să nu? Și majoritatea mineralelor trec în apa în care au fiert legumele, iar la capitolul ciorbă nu trebuie să fie făcută doar din legume, poate fi, iată, în ciorbă avem și un pic de carne, avem și un pic de orez, deci este un aliment complet, însă vă spuneam, un fel de jumătate de porție de felul 2. Deci avem un felul 2 diluat cu apă. Și da, ține de foame. Ține de foame foarte bine. Și dacă tot vorbeam despre legume și prezența lor în mâncare, pe lângă ciorbă avem tocănițele. Nu uitați de ele, mai ales că o să vină postul pentru Crăciun și este o perioadă în care se mănâncă tocănițe de legume, ghiveci și nu în ultimul rând, preferata noastră, zacusca. Că e salată de vinete sau zacuscă, noi românii iubim vinetele, însă aici avem problema uleiului. Este o chestiune de care trebuie să ținem cont, mai ales că vânăta este o legumă care absorbe uleiul precum un burete. Și atunci, mare grijă să fiți zgârciți cu cantitatea de ulei, pentru că câteodată nici nu ne dăm seama cât de mult ulei avem în zacuscă. Ar fi bine ca aceste mâncăruri de legume să fie făcute mai ales pe bază de suc de roșii, dacă se poate gătitul să fie făcut înăbușit, da, cu capacul pus sau la cuptor ca să scadă bine, nu pus ulei mult și nu prăjit, pentru că atunci culmea devin și indigeste, iar ceapa prăjită cade greu. E păcat de zacuscă să o înnecăm în ulei. Avem un alt telefon. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce legume... Daniela, de la Oradea sunt. Vă rog, doamna Daniela, cât de des mâncați legume și cum le gătiți? Foarte des, miercurea și vinerea, pe parcursul anului și de fiecare dată când este post. O ocazie minunată. Care e leguma dumneavoastră preferată? Leguma mea preferată este fasolea. Așa. Bun, așa. Dar aș putea la fel de bine să pun egal și ciuperca. Oh, acum este sezonul, am avut ocazia de curând să merg în zona Moldovei și am văzut că este plină pădurea de ciuperci. Este chiar un moment bun de făcut, iată, zacuscă de ciuperci, de pus ciuperci la congelator sau eu știu, de făcut o tocăniță de hribi. Ciuperca este o legumă minunată. Tocmai de asta am vrut să intervin, să vă spun că de la bunica mea, eu am o rețetă foarte bună de zacuscă cu ciuperci. Așa. Dar cum lucrurile au evoluat și ca să nu pierd foarte mult timp acum, în toamnă, de la o altă prietenă de-a mamei mele, am învățat să pun, exact cum zicea doamna dinainte, că își pune în congelator. Cornelia, exact, așa, foarte bine. Da, le pun toate ingredientele, le pun în congelator, iar când vreau să fac zacusca respectivă, efectiv îmi scot ingredientele din congelator și fac zacusca. Este minunată. Și este și o economie de timp, iată, congelatorul le ține în formă bună și putem avea toată iarna ciupercile la îndemână. Legumele merită ținute în meniu și merită puse în meniu. Chiar sunt garnitura perfectă pentru un preparat de carne, de pește, câteodată mai bine decât cartoful sau făinosul, mai ales că acum sunt la modă dietele proteice. Toată lumea se ferește de făinoase și cum anume putem umple farfuria să avem satisfacția volumului, că cantității, decât cu legume. Ce este interesant este că, vă spuneam, legumele, dacă știm să le gătim, pot fi delicioase și la gust.
Aici ține de abilitățile fiecarei gospodine, însă nu uitați să puneți legume în orice preparat. Iată, un pilaf este mai interesant, cum am auzit mai devreme, apropo de praz, să nu uităm prazul, da? Și mâncare de praz și un pilaf cu praz e delicios. Ciupercile pot fi puse și ele ca și ingredient în orez. Deci orice adaos de legume, că e pe pizza, că e în paste, că este într-un sandwich, atenție, da? Foarte multe persoane obișnuiesc să mănânce mâncarea rece, așa, sub formă de sandwich. Nu e nimic greșit dacă dublați volumul sau înălțimea sandwichului cu legume proaspete, inclusiv pentru ronțăielile dintre mese, decât să mâncați oleaginoase din acestea, nuci, alune, semințe sau covrigei sau lucruri uscate făinoase. Mai bine tăiați niște bastonașe de legume cu un pic de, nu știu, cremă de brânză sau de sos de iaurt sau ca atare. Orice legumă ronțăită proaspătă este sănătoasă și pentru digestie și pentru dantură. Trebuie să învățăm să mestecăm. Mai avem un telefon, timp de un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vasile, strângele meu, vă deranjez cu două întrebări. Vă rog! Una personală și dacă doriți să-mi răspundeți bine, dacă nu, nu. Și a doua legată de subiectul de dimineață. Așa, vă rog! M-a interesat să știu care este concepția dumneavoastră, creaționistă sau evoluționistă. Au, m-ați încurcat, m-ați blocat. Nu știu să vă răspund, să fac o alegere, pentru că nu știu exact ce presupune fiecare din orientări și aici avem nevoie de o discuție. Prima presupune că am fost creat de către un creator care ne-a dat o dietă și un stil de viață. A doua presupune că ne-am evoluat singur din maimuțe, moluște și alte. Am înțeles. Cred că asta cu evoluția, că eu ca formație medicală cred în evoluție și în tot ce înseamnă, iată, specie și rol al naturii în evoluția noastră. Și cealaltă întrebare? Cealaltă întrebare se leagă de răspunsul dumneavoastră, și anume, ce mamifer cunoașteți dumneavoastră că mai consumă lapte după ce a fost încărcat? Ah, ok. Păi aici aș spune invers, dragele ele de mamifere nu mai au ocazia, însă foarte interesant este că niciun animal nu refuză laptele dacă este oferit. Și am avut și o surpriză pe lângă, eu știu, pisicuța și cățelușul nostru, care pot fi animale de companie. Am văzut, de fapt, la câteva ferme din Franța, cum porcii erau hrăniți cu care rămânea de la și laptele care rămânea de la, eu știu, producția de brânzeturi, și cum apoi carnea lor, să spunem așa, avea altă frăgezime, alt gust și era vândută la un preț diferit. Deci este foarte interesant în ce fel speciile se completează și cum anume de la risipa alimentară până la, iată, a folosi toate bunătățurile pe care ni le oferă natura, nimic nu se pierde, cu condiția ca noi să fim înțelepți și echilibrați. La capitolul lapte, sunt un mare fan de lapte și nu cred că ne-ar ajunge nici măcar o zi întreagă pentru a discuta despre beneficiile lui, dar pot să accept că există persoane care nu-l consumă, este până la urmă opțiune personală, însă important este să știm că el face parte din echilibru nutrițional. Și uite că cea mai bună completare la legume poate să fie o cremă de brânză, asta ca să nu uităm că brânza cu roșii e inegalabilă, mai ales pentru noi românii. Dragii mei, mai avem un pic din emisiunea noastră, așa că haideți să mai vedem ce rol au legumele în alimentație și care sunt legumele voastre preferate sau mâncărurile voastre de legume preferate. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, mai avem un telefon în direct. Bună seara. Ce legume vă plac și cum le gătiți? Păi asta vreau să întreb și eu, dacă am făcut bine ce am făcut până acum. Ia să vedem. Da. A, țărumâna, sunt deja în direct. Da, sunteți în direct. Eu aștept să-mi spuneți ce ați făcut și vă aflăm. Țărumâna, doamna Mihaela. Bună seara. Și bună seara
ascultătorilor dumneavoastră. Bună seara! Ia să vedem, ia spuneți-ne ce ați făcut. Am făcut o zacuscă anul ăsta. Așa. Un pic diferită de ce am făcut anii trecuți. Dar 25% din conținutul zacuștii. Așa. E cu morcov. Morcov trecut prin ulei. Așa, călit un pic în ulei. Așa, da, corect. Călit, exact. Da, ca să se numai așa. Un pic. Eu am un pic de risc de diabet din familie, ereditar. Nu vă afectează diabetul chiar dacă ați pus mult morcov în zacuscă, nicio grijă. Deci n-ați făcut, din punct de vedere diabet, n-ați făcut nimic greșit? M-am liniștit, da. Am făcut foarte mult anul ăsta după rețeta soției. Da. Morcovul respectiv o să facă zacusca dulce și colorată, intens colorată, dar în niciun caz nu este un pericol pentru diabet și asta ar trebui... Păi e mai bună decât cealaltă. Da, iată, da. Pentru că probabil da. Vă place gustul dulce și atunci da. Morcovul vă satisface nevoia de dulce. Nici măcar nu-mi dă arsuri la stomac. Păi, arsurile, să știți că mai degrabă vin de la ceapă, mai ales dacă nu este, dacă ceapa este prăjită, recomand să fie pusă și un pic de apă și un pic de ulei și puneți capacul, lăsați lucrurile să se înăbușească acolo, toată ceapa să se moaie pe bază de căldură și de apă fiartă, nu ulei prăjit, și atunci o să fie mai ușor de digerat, iar morcovul nu poate să aducă decât culoare și gust, deci n-ați greșit cu nimic. Dragii mei, apropo de gătit, uleiul este principalul dușman și legumele, bineînțeles, sunt mai gustoase dacă le prăjim, de la cartof până la, eu știu, vinete, tot ce este prăjit este gustos, însă nu pică greu și la siluetă și la, nu la ficat, ci mai degrabă la vezica biliară, da, colecistul suferă la prăjeală. Bineînțeles, există și varianta din când în când să mâncăm legume pane, să mâncăm legume prăjite, asta nu înseamnă că ele sunt interzise, trebuie doar să avem un pic de atenție la frecvență și la cantitate, însă cel mai bine ar fi să gătim legumele, dacă se poate, vă spuneam, înăbușit, pe bază de sos de roșii. Dacă doriți, puteți să le puneți mai multe legume împreună și să le băgați la cuptor. Condimentele sunt toate permise și dau gust. Iar uleiul puteți să-l puneți spre final, pentru că cea mai sănătoasă formă în care putem mânca uleiul este să fie crud, adică adăugat peste legume după ce mâncarea a fost luată de pe foc. La capitolul varză și murături, să știți că se poate obține o mâncărică sau, mă rog, varza, sarmalele pot fi făcute din nou prin fierbere, nu prin prăjire. Nu puneți ulei mult nici în oala de sarmale, nici în varza făcută ca atare. Puneți sos de roșii, puneți borș, puneți capacul și lăsați să fiarbă. Deci uleiul nu se poate face mâncare și fără ulei. Uleiul este mai degrabă, eu știu, un agent de conservare, dar în momentul în care inclusiv zacusca sau conservele le-am făcut cu ulei, încercați să eliminați excesul de ulei și legumele să rămână cât mai puțin înecate în ulei. La capitolul legume, să spunem, este piața plină, congelatoarele noastre așteaptă să fie umplute, cămările la fel. Ce să vă spun decât să puneți legume în farfurie, ele aduc culoare și sănătate, și să nu vă fie teamă, pentru că nu avem limită de cantitate. Deci faceți din legume prietenul vostru, pentru că merită. Vă doresc o seară frumoasă și un weekend plin de gust și ne reauzim aici pe Frecvența Gustului vinerea viitoare de la 6:15. La revedere! Frecvența Gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.